găsit, sunt Rodica Blaja și vă prezint știrile la Media TV Cimișlia. Știrile pe scurt. La Cimișlia a fost deschis un azil pentru bătrâni. Un locuitor din orașul Cimișlia a ajuns la vârsta de 95 de ani. 100 de zile de activitate a primarului de Cimișlia. Poliția rutieră întreprinde măsuri de siguranță la Cimișlia. Echipament din Norvegia pentru medicii oftalmologi. Reîntâlnirea absolvenților de acum 40 de ani. La maternitate din Cimișlia s-au născut primii gemeni din ultimii 2 ani. La Biserica Sfântul Mucenic Pantelimon au fost sfințite crucile. La campionatul mondial de karate do din acest an, cimișlienii au fost la înălțime. Aceste și alte știri regionale urmăriți în continuare pe larg. Vineri la Cimișlia a avut loc deschiderea oficială a azilului pentru bătrâni și oameni cu dizabilități. Pentru început, azilul planifică să găzduiască 20 de persoane. Tatiana Dutkovski, o bătrână de 84 de ani în Cimișlia, este una din cele 12 persoane care și-au găsit refugiu la bătrânețe în azilul din Cimișlia. Instituția preconizată pentru 20 de persoane și-a deschis ușile zilele acestea la Cimișlia. Eu mă sunt tare bine, îmi pare că eu m-am născut am așa frumusețe, așteta de bună așadare și mulți oameni au muncit până gătit nouă și eu le mulțumesc tare mult. Azilul de bătrâni și invalizi este unicul din raionul Cimișlia. El a fost amplasat într-o clădire a fostului spital de tuberculoză după o renovare capitală. Printr-o hotărâre de guvern din octombrie 2005 a fost aprobată ideea de a înființa o casă de bătrâni în orașul Cimișlia. Peste 8 luni au început lucrările de renovare a spațiului ca în toamna anului curent azilul să fie dat în exploatare. Clădirea e bună, e în stare bună, e de piatră, condiții sunt. Doi bătrâni în încăpere, apă caldă, bucătărie, parte spălătorie, avem mașină de spălat, frigidiere. Condiții minimale le-am creat, încă mai avem încă ceva de văzut, dar parcurs probabil o să reușim. O să le fie mult mai bine ca acasă. O mare parte din cheltuielile de renovare și amenajare a clădirii au fost suportate de Consiliul Raional Cimișlia. O susținere materială a venit din partea Programului de Asistență Umanitară și Suport Public. Pentru noi a fost posibil să contribuim cu mobilier, cu plapume, cu îmbrăcăminte. Pe viitor ținem să mai ajutăm raionul Cimișlia, cooperând cu organizațiile ce activează în sfera socială. La inaugurare, locatarii au primit ca donație un aspirator, un aparat de fotografiat, un tablou și alte lucruri utile. Din toată inima vă mulțumim, ne asumțim adinși ca acasă, ești singurați. Mulțumim! De la eveniment nu au lipsit nici fețele bisericești, care au oficiat o slujbă divină. Preoții au dăruit azilului de bătrâni câte o icoană, ca în clipele grele acești oameni să aibă unde își găsi alinarea. Azi, azilul de bătrâni din Cimișlia a devenit casa acestor oameni, unde toți împreună formează o familie. În timp ce unii își găsesc liniștea bătrâneții la azilul de bătrâni, unul dintre cei mai vârstnici locuitori din orașul Cimișlia se bucură de viața aproape de un secol alături de cei dragi. Moș Dumitru, ce provine dintr-o familie de longevivi, este sigur că își va sărbători și cea de-a 100-a aniversare. Moș Dumitru Corlăteanu din orașul Cimișlia a împlinit în acest miez de toamnă 95 de ani, dar este destul de vioi la vârsta lui. Ne-a întâlnit în picioare, zâmbăreț și cu pieptul plin de medalii. Ai uitat-o? Ai uitat cum o chema? Apoloa se duce... Se mântuise de noi. S-a dus tot după azi. Spus că ne-am fost la Berlin. Știți cum e? Mergem pe Polonia să-l puneți mâna pe... Cu toate că are două fiice, un fecior, 13 nepoți și 17 strănepoți, la momentul de Moș Dumitru are grijă feciorul Ion. Moș Dumitru face parte dintr-o familie de longevivi. Bunelul Constantin a trăit 99 de ani, iar mama Anica 93. La cei 95 de ani, Moș Dumitru închină câte un păhăruț de vin din via sa, iar când are dispoziție bună, începe a cânta ca în tinerețe. La început o se fosoane, parcă nervi avea, apropiindu-te de dânsa, trânsă de mijloc, blândă și micuță, nu fie și redrăgut, dar ne-o-n dulce, dulce să ruta. Și 3 de ani, dar mergem mai ceva ca o fată mare, când sporneam și se duce.
Au trecut 100 de zile din activitatea primarului de Cimișlia, Gheorghe Răileanu. Am hotărât să aflăm părerea orășenilor privind activitatea primarului, adresându-le unele întrebări. 100 de zile de activitate a primarului de Cimișlia, Gheorghe Răileanu. În această perioadă s-au desfășurat 3 ședințe ale Consiliului Orășenesc, inclusiv 2 extraordinare. Primele ședințe au fost axate pe chestiuni organizatorice, alegerea viceprimarului, stabilirea organigramei și statelor de personal al aparatului primăriei, cu alte cuvinte, stabilirea echipei prin care primarul își va realiza angajamentele electorale. Am hotărât să aflăm și părerea orășenilor privind activitatea primarului, adresându-le unele întrebări. Ați simțit că s-a produs o schimbare la primăria Cimișliei după alegerile locale? Da, noi am simțit puțin că este schimbări. N-aș putea spune direct că s-au văzut schimbări atât în activitatea primăriei. Da, am văzut. Eu n-am avut ocazie încă să mă adresez către domnul primar. Da, eu simt tare bine. Sunt schimbări. Nu, da, un pic am simțit. Da. Sigur că da. Ce schimbări anume ați observat la primăria Cimișliei? Tet, glot, murdar. Nu s-a schimbat. Eu 7 ani n-am fost aici, dar nu s-a schimbat nimic. Încă mai rău. Iată, în ce fața noastră stă școala. Uitați ce mândrit școala. Ce reparație bună s-a făcut. Gard s-a așează pe aici. Se face un teren verde și frumos aici. E dragoste, dar dacă ne întoarcem în partea aslantă la piață și ne uităm, te mândrești cu așa un monument al Ștefan cel Mare, cel mai înalt din Moldova. Și cel mai frumos s-o cot că e din Moldova. Păi conducerea simte că iese cu totul altfel. Că centrul orașului a devenit mai simpatic. S-au instalat niște semne ale circulației rutiere, s-a făcut zebra pentru pietoni. Deodată e că plătim asigurările aici în deal. Nu plătim la primărie, dar plătim la banca socială. Și văd că s-au început a face și drumuri. S-au făcut drumurile, s-au făcut multe lucruri. În parc s-au mai făcut unele lucruri. Ștefan cel Mare aici l-a pus. Văd că se dezvoltă însă și orașul. Cred că până la urmă tot primăria până la urmă își dă acordul și susține micul antreprenoriat. Da, se vede că ea că a deschis monumentul ăsta lui Ștefan cel Mare. S-au mai construit câte ceva. Ted, întuneric la noapte, după 6 întuneric, nu vezi nimic, dar pentru copii și este așa, nimic. Ce i-ați propune primarului să facă în primul rând pentru Cimișlia? Ce i-aș propune? Bună întrebare. Cred că ar trebui să acord mai mult atenție tineretului, fiindcă, sincer, nu avem nicio exemplu. Spre exemplu, să luăm tineretul, n-au nicio folie de sală de forță, o sală unde să duc, de exemplu, timpul liber să-l petreacă, fiindcă de obicei, uiți acum, unde pleacă tineretul? Mai prin baruri și prin mai știu eu unde. Noi propunem să ajute la grădinițe copiii care s-or fani, să le pădați de părinți. În primul rând, ar trebui să găsească o soluție în vederea conlucrării cât mai eficiente cu Consiliul Orășenesc. Ce aș propune? Să fie toate drumurile făcute. Că copiii când vin la școală, vai de capul lor când trece o mașină și unde-s grotile mari, îi faci din cap până în cișoare numai noroi. Să facă foarte bune drumuri, pensii la oameni, așa să le mărească, tot cum scade, la bătrâni, să lemne, să deie, tot să facă tot cum scade. Nici nu știu, trebuie de făcut tot, de schimbat tot, de făcut tot. Evident că sarcinile sunt mai mari, precum realizările să le evidențiem și totuși, la capitolul realizări, în perioada de 100 de zile, activității primarului putem include soluționarea problemelor organizatorice, angajarea cadrelor, stabilirea regulamentelor și altele, confirmarea relațiilor de prietenie și înfrățire dintre Cimișlia și Vălenii de Munte România, inclusiv vizite reciproce, contribuția la edificarea monumentului Ștefan cel Mare din piața centrală a orașului, alegerea delegațiilor Sătești, Bogdanovca și Dimitrovca în cadrul Consiliului Orășenesc, instalarea semnelor de circulație prin oraș, stabilirea marcajului și ordonarea parcărilor auto în centrul orașului, autorizarea stânilor, stabilirea suprafețelor pășunilor obștești, colectarea impozitelor și taxelor locale, analiza activității serviciilor publice,
Asigurarea cu apă, evacuarea gunoiului, asigurarea cu agent termic, pregătirea edificiilor sociale pentru perioada de iarnă, dirijarea cu instituțiile de învățământ școlare și preșcolare privind alimentarea, renovarea și salarizarea. Pentru prima sută de zile este un start care urmează să-l discutăm și în cadrul emisiunii de astăzi, Ora Locală. Prezența unui post de poliție în piața centrală a orașului Cimișlia trezește curiozitatea trecătorilor. Multă lume se întreabă ce s-a întâmplat, crezând probabil că vine vreo celebritate sau vreo delegație oficială de la Chișinău. Evenimentul derulat miercuri pe bulevardul Ștefan cel Mare era unul de rutină, dar deloc lipsit de semnificație. Poliția rutieră a întreprins o acțiune de educație a șoferilor și pietonilor pentru a-i determina să dea atenție marcajului apărut recent în piață. Acum o lună, acest marcaj din piața centrală a orașului Cimișlia lipsea. Până în prezent, nici șoferii, nici pietonii nu-și dau seama de rostul acestuia. Mulți cetățeni care se apropie de noi ne întreabă ce se întâmplă, de poliția se află în centrul orașului Cimișlia, vine delegația oricareva. Suntem nevoiți să le comunicăm că mai mult ne aflăm la menținerea securității circulației rutiere și pentru șoferii care nu respectă indicatoarele. Poliția lasă să se înțeleagă că acțiunea se va constitui într-o campanie de durată menită să impună respectul pentru regulile de circulație rutieră. De la prima dată parcă om disciplinat într-o așa caz, ne cunoaștem mai multe ori, l-am văzut la trafic, nu încalcă așa regulile, dar astăzi lui se dă preîntâmpinare. Zebra e făcută pentru pietoni, da. Trebuie să trecem nu pe zebră, nu trebuie să trecem pe altă parte. Eu, sincer să vă spun, nu țin minte de când e făcută, dar acum am văzut-o. Trecerea pietonilor în tăietate, dacă ar fi, cred că ar schimba, dar până când nu prea mari schimbări. Respectul pentru regulile de circulație rutieră e un element de cultură, dar și o condiție a securității personale. Medicii oftalmologi din sudul Republicii vor beneficia de echipament din Norvegia. Medicii oftalmologi din sudul Republicii Moldova vor beneficia de echipamente performante pentru efectuarea procedeilor optometrice la slab văzători. Această declarație a fost făcută la Cimișlia în cadrul unui seminar de către medicul din Norvegia, Hans Bjørn. Tematica seminarului este procedeile optometrice la slab văzători și dumneavoastră intenționează în cadrul acestui seminar să fie aduse la cunoștință medicilor oftalmologi care ar fi procedeile de examinare pentru pacienții slab văzători și evident un lucru foarte frumos pe care îl vor face va fi distribuirea echipamentului medical pentru medicii din regiunea de sud. But also with low vision aids. Slăbirea vederii poate fi corectată dacă pacientul se adresează la timp și anume medicului. Ochelarii însă pot schimba nu doar vederea, ci și înfățișarea persoanei. În ambele cazuri e nevoie de consultarea specialiștilor. Absolvenții școlii numărul 1 din Cimișlia s-au reîntâlnit după 40 de ani. Absolvenții promoției 15-a școlii numărul 1 Cimișlia s-au întâlnit după 40 de ani. Ei activează în diferite domenii, pedagogie, administrație publică și agricultură. În anul 1967, clădirea proaspăt construită actualului liceu Ion Creangă li se părea un palat din poveste. Absolvenții au rămas mulțumiți că aspectul edificiului a fost renovat. Școala numărul 1, spune colegul lor, actualul director Ion Dilinski, a fost într-adevăr prima școală din sudul Republicii, înființate încă pe ruinile războiului în octombrie 1944. Această instituție care a fost întemeiată la 7 octombrie 1944, abia după o lună și jumătate, când vâltoarea incendiului războiului au trecut prin Cimișlia, și după o lună și jumătate a fost înființată Școala medie din Cimișlia, prima școală din raion, și nu numai din raion, dar din regiunea de sud a țării. O școală care nu are pereche nici în raion, dar poate nici în Republică. Din această școală au pornit foarte mulți absolvenți, foarte mulți, 2000 și
2500. Da. Când am împlinit 30, 25, poate 30, 40, dar în așa componență, iată cât suntem astăzi. Parcă îmi pare că acum am fost cei mai înclinați. După un schimb de opinii, absolvenții și-au felicitat profesorii, au depus flori la monumentul lui Ștefan cel Mare din Cimișlia, s-au despărțit cu gândul de reveni peste 5 ani. La maternitate din raionul Cimișlia s-au născut primii gemeni din ultimii 2 ani. Nașterea băițeilor a avut loc fără complicații datorită echipamentului modern instalat recent. Nașterea gemenilor Ionel și Marius în familia Lozovanu din satul Cenac a devenit un eveniment nu doar pentru ei, ci și pentru maternitatea Spitalului Raional Cimișlia. De circa 2 ani aici nu s-au mai născut gemeni. După o renovare și o reutilare, maternitatea din Cimișlia nu cedează cu nimic celor din capitală. Anul curent, Spitalul din Cimișlia, de rând ca și restul raioanelor din Republică, prin intermediul Ministerului Sănătății, a beneficiat de echipament acordat ca donație din partea Agenției Elveției pentru sălile de naștere. Datorită echipamentului respectiv, anul acesta toți copiii nou născuți s-au născut copii sănătoși, adică nu au fost complicații în timpul nașterii, ceea ce nu vom aștepta și probleme de sănătate în continuare odată ce s-a născut așa. Gemenii Ionel și Marius sunt născuți la un interval de 20 de minute. Pentru noi a fost greu să-i deosebim, dar părinții pare că se descurcă ușor. Badea, adică cel mai mare, Marius, e și mai liniștit, pe când Ionel e gălăgios. Până nu demult, raionul Cimișlia era printre ultimii la nivelul natalității în Republică. Nașterea gemenilor poate este un semn bun de redresare a situației. Pentru Media TV, Constantin Rânja. La Biserica Sfântul Mucenic Pantelimon au fost sfințite crucile. Slujba divină a fost oficiată de preasfințitul Anatolie, episcop de Cahul și Comrat. Sâmbătă au fost sfințite crucile la noua biserică ce poartă numele Sfântul Mucenic Pantelimon din preajma Spitalului Raional Cimișlia. Slujba divină a fost oficiată chiar în interiorul bisericii de către un sobor compus din 6 preoți în frunte cu preasfințitul Anatolie, episcop de Cahul și Comrat. La slujba solemnă au luat parte mai mulți creștini. După aceea a avut loc sfințire și ridicarea celor 3 cruci care vor înfrumusețea cupolele capelei de rugăciuni a Sfântului Lăcaș, făcându-se în conjurul bisericii însoțite de rugăciuni și proslăvirea Bunului Dumnezeu. Inițiativa grupului de enoriași și a câtorva fețe bisericești de a construi cea de-a doua biserică ortodoxă în Cimișlia, site zi se apropie de finalizare, datorită oamenilor de bună credință care au făcut donații atât bani cât și materiale de construcție. Biserica Sfântul Mucenic Pantelimon a fost înălțată într-un timp record. Au fost instalate ferestrele și aduse ușile. De azi înainte, aici vor fi oficiate slujbele divine la care vor fi așteptați toți oamenii de bună credință. Urmează știrile regionale. Peste 30 de copii din familii social vulnerabile din orașul Basarabeasca vor merge pentru prima dată la grădiniță. Grădinița Solnășcă din Basarabeasca este în proces de renovare. Se preconizează ca spre sfârșitul lunii octombrie lucrările de renovare să fie duse la capăt și copiii să înceapă a frecventa grădinița. Simpaticul copil cu ochii albaștri pe nume Joric, împreună cu mama sa și surioara cea mai mare, Nastea, au ajuns să locuiască în orașul Basarabeasca din simplă întâmplare. În rezultatul unei excrucherii, i-au rămas fără apartamentul din Chișinău și fără documente. După cum se știe, fără documente nu te poți încadra nici în câmpul muncii și nici nu poți integra copiii în grădinițele de copii, cu toate că Joric își dorește foarte mult să frecventeze o grădiniță. Tu dorești să frecventezi grădinița? Da. Și ce o să faci tu acolo? Acolo sunt mulți copii cu care o să mă joc.
Totuși, în curând, Joric va avea ocazia să se joace împreună cu alți copii, fiindcă el a fost înscris deja la grădiniță. Din motivul că mama lui este singură și se află într-o situație mai dificilă, primăria a hotărât întrebarea cu taxa de înscriere. Pe noi ne-a ajutat să ne înscriem la grădiniță. El acum va putea să frecventeze grădinița. Mie o să-mi fie puțin mai ușor. Nu o să achit nicio taxă, copilul va merge gratis la grădiniță. În curând, în grija educatorilor din grădinița Soare vor fi încă 50 de copii. În trecut, acești copii nu au frecventat niciodată vreo instituție preșcolară. Ei vor fi repartizați în unul din blocurile grădiniței, care nu activase mai bine de 10 ani. Dar la moment, după finisarea reparației capitale, se pregătește a fi dată în exploatație. Mulțumită sponsorului nostru, acest bloc va fi pentru copiii ce provin din familiile social vulnerabile. Datorită acestui bloc, copiii din orașul nostru vor fi asigurați cu locuri în grădinița de copii. Totul a fost posibil datorită proiectului Educația pentru Toți, realizat de Ministerul Educației și Tineretului a Republicii Moldova, în parteneriat cu Administrația Publică Locală și Societatea Civilă. Scopul principal al proiectului fiind următorul: în Moldova să nu existe niciun copil care nu a primit educația preșcolară. Astăzi aici la Basarabeasca tocmai asistăm la un exemplu de mobilizare comunitară și de dezvoltare a parteneriatului social, în rezultatul căruia mai mult de 30 de copii din familii vulnerabile vor beneficia de acces la educație preșcolară. Ce înseamnă pentru comunitate acest lucru? Mai puține probleme de ordin comunicațional, de ordin economic, mai multă toleranță, mai multă inteligență, mai multă liniște și bunăstare pentru comunitate. Proiectul DAT este finanțat de către Fondul Fiduciar Catalitic cu participarea mai multor țări. Pentru realizarea lui, în anul curent au fost alocați 4,4 milioane de dolari, care se duc la reparația grădinițelor de copii, la procurarea mobilierului, jucăriilor și ridicarea nivelului de pregătire a cadrelor didactice. Pentru participarea la proiect au fost selectate câte o grădiniță de copii din fiecare raion, care nici până în prezent nu au grădiniță de copii. După spusele coordonatorilor, instituțiile preșcolare trebuie să îndeplinească și funcția unui centru consultativ pentru părinți și schimb de experiență pentru educatori. Basarabeasca este primul oraș unde lucrările de renovare a grădiniței se apropie de finish. Pentru aceasta, Ministerul Educației și Tineretului a organizat acțiunea Să dăm culoare că ne pasă, la care participă Administrația Publică Locală și Compania Molcel. Atunci când a fost vorba să susținem proiectul Educație pentru Toți, am zis că dorim să contribuim nu doar financiar și să donăm bani, dar am zis că suntem gata să venim și noi personal, echipa de oameni, ca să contribuim, să ajutăm, să îndeplinim lucrările de care e nevoie, pentru a grăbi cât mai repede să dăm în exploatare aceste grădinițe, în care este foarte important, va fi încă un motiv în plus pentru copii, ca să vină, să vină în aceste localuri și să crească oameni mari, să primească acea educație, e foarte importantă pentru dezvoltarea unei personalități armonioase. După spusele primarului Vasile Filipov, în curând în cele două grupe noi deschise vor putea să vină copiii. Pentru reparația grupelor, Ministerul Educației și Tineretului a alocat 592.000 de lei și 102.000 de lei din bugetul primăriei. Dacă acești bani vor fi cheltuiți conform condițiilor impuse de proiect, sponsorii au promis că vor cadona grădiniței o curte de joacă. 19 apartamente de lux vor fi date în exploatare în orașul Basarabeasca. Lucrările de renovare a fostului cămin MSO s-au început încă din luna februarie a anului trecut. Până la momentul exploatării obiectului, proprietarul firmei de construcție Carpeni a reușit să modifice proiectul în totalitate. Curtea și teritoriul din preajma blocului sunt de nerecunoscut. Astăzi, pe noi locatari îi așteaptă o gradă bine amenajată și 19 apartamente cu planificare modernă. Apartamentele sunt la stadiul variantei albe, deci aici s-a făcut tot pe din afară. Este căldură, autonomă, canalizație, apă potabilă, energie electrică, gaz, deci noi locatari pot deja să se stabilească. Pentru a modifica clădirea veche într-o casă nouă este un lucru destul de dificil. După cum a menționat prorabul Fiodor Bargan, problema principală nu constituie lipsa materialelor de construcție sau a tehnicii, ci lipsa specialiștilor calificați. Noi am fost nevoiți să aducem specialiști calificați în orașul Chișinău. Astăzi nu este ca în trecut, cum se dădeau locuințe din partea statului. Acum oamenii le cumpără cu banii proprii și noi trebuie să facem față să construim la nivel blocul după standardele europene.
o cerere. Dar obiectul în exploatație la un nivel atât de înalt pentru orașul nostru este un eveniment deosebit, deoarece noul bloc nu se află în cel mai prestigios raion din oraș. Primarul orașului ne-a asigurat că pe viitor acesta va ajunge la nivelul celorlalte. Nu de mult chiar în raionul Sovhoz s-au început lucrările de amenajare a caselor și drumurilor. Primăria și-a luat angajamentul de a amenaja teritoriul din preajma noului bloc. În acest an, noi am început să schimbăm sistema de canalizare, iar pe viitor ne vom ocupa de reparația drumurilor. În afară de aceasta, în viitorul apropiat, unitățile de transport publice se vor deplasa și în raionul Sovhoz, mai ales că stația auto a fost renovată. Dacă vor dori să-și construiască un magazin la loc de vedere, noi le vom permite cu condiția să construiască și o stație auto. Plus la aceasta, noi le-am pus condiția să amenajeze tot teritoriul din jurul clădirii. Odată ce în orașul Basarabeasca s-a construit acest bloc ce coincide după calitate standardelor europene, acest fapt nu numai că schimbă situația pe piața imobiliară orășenească, dar este și o primă încercare de a atrage noi investiții în construcția caselor de locuit. Apa Canal Căușini întreprinde măsuri pentru relansarea sistemului de apeduct din oraș. La stația centrală de pompare de treapta a doua din gestiunea întreprinderii municipale Apa Canal din orașul Căușini, luni au început un set de lucrări de anvergură pentru relansarea sistemului de apeduct din oraș. Lucrările erau de mult în planurile conducerii Apa Canal, iar reparația va viza în primul rând sectoarele aflate în avansată stare de avariere. Adică schimbăm țeava de diametru de 200, care trec prin pământul ăștia, prin râul Botna, adică prin Botna, unde pământul este foarte agresiv. Țevile de metal nu rezistă, ruginesc și noi am le punem țevi de polietilen. În cadrul acestor activități urmează să fie valorificate cele 500.000 de lei alocate de guvern în scopul renovării și optimizării rețelei de apeduct. A fost câștigat un proiect unde se va schimba 4,5 km de țeavă centrală a apeductului, suma totală de 2,5 milioane de lei. Banii sunt alocați de Guvernul Republicii Moldova prin intermediul Consiliului Raional și au o destinație specială, reparația apeductului din Căușeni. Prima tranșă, 1,5 milion, au venit banii la contul Consiliului Raional. A fost organizat o licitație pentru a aprecia beneficiarul care va efectua lucrările și deja s-au început lucrările să schimbe primii 900 de metri. Aceasta este prima tranșă a lucrărilor. Mai departe trebuie să schimbăm țeava spre centru orașului și spre Căușenii vechi. Consiliul Raional a făcut licitații și s-a determinat cu firma care va efectua lucrările. Consiliul Raional supraveghează lucrările, a contractat serviciile, dar zic că e un lucru comun pentru locuitorii orașului Căușeni. Administrația de la Apa Canal afirmă că lucrările respective în niciun fel nu vor afecta furnizarea apei către consumator. În procesul săpăturilor pentru conducția de gaz într-un sat din Căușeni au fost găsite muniții de pe timpul războiului. La ieșire din orașul Căușeni, direcția străzii Păcii, în preajma fostei brigăzi numărul 2, care a aparținut sovhozului Fabrică Căușeni, a fost depistat un sarcofag în care sunt stocate pesticide neidentificate. Geneza lor nu poate fi stabilită din cauza condițiilor de conservare, ceea ce înseamnă că nici măcar nu se știe dacă ele sunt în stare lichidă sau solidă, moment ce complică esențial reambalarea lor. Din cauza unor probleme care au apărut la depozitul de chimicale de la grădiniță, conducerea raionului Căușeni intenționează să obțină includerea lucrărilor respective de evacuare în planul unui grup specializat actualmente operațional la Ștefan Vodă, care cu susținerea Ministerului Apărării, Fondului Ecologic, altor instituții abilitate, vor efectua evacuarea pesticidelor direct în Franța.
Anume, această chestiune a fost pusă în discuție în cadrul unei ședințe urgente a Comisiei Speciale prezidate de vicepreședintele raionului Sergiu Gogu. Este vorba de un proces care trebuie făcut rapid, corect și cu îndeplinirea tuturor regulilor de securitate. În cazul ăsta aș propune ca să membrii comisiei să se deplaseze încă o dată la fața locului pentru a ne determina precis care este modalitatea. Adică vă aduc la cunoștință că cei ce ține de ambalare, de transportare, este Ministerul Apărării, este echipa specială care e dotată, instruită și așa mai departe. Alerta factorilor de decizie este într-o totul justificată, pentru că, practic, orașul se află în pragul unei catastrofe ecologice, iar actualii responsabili sunt nevoiți să acționeze de sine stătător, pentru că astăzi nu pot da de capăt ce este totuși în aceste sarcofage. Guvernul României a oferit un ajutor pentru Republica Moldova în vederea lichidării consecințelor secetei din vara aceasta. La vama Albița Leușeni a trecut prima coloană formată din 14 camioane de ajutor pentru Republica Moldova pentru atenuarea consecințelor secetei din vara trecută. Deci asistăm astăzi la preluarea primei tranșe de ajutoare umanitare acordate de Guvernul României și este vorba de 14 camioane, 10 cu cartofi proaspeți și 4 camioane cu grâu alimentar. După cum s-a convenit, deci va fi stocat la și grâu și cartofii vor fi stocați la întreprinderile noastre, agenții rezerve materiale, achiziții publice, ajutoare umanitare, după care va avea loc distribuirea lor în conformitate cu legislația națională. Când va sosi a doua tranșă? Da, abia am convenit cu partea română, deci pe parcurs săptămânii viitoare vor continua livrările și transportarea, deci nu suntem informați de plin dacă ne încadrăm în săptămâna viitoare, oricum în tranșe similare cu cele de astăzi sau poate puțin mai mici, cred că în următoarele maximum 7-8 zile vom prelua întreaga cantitate. În prima tranșă, Republica Moldova a primit 200 tone de cartofi și 80 tone de grâu. Deci primul transport de ajutor umanitar constă în cartofi, 200 de tone, va urma un alt transport de 200, în total 400 de tone, apoi de luni vom începe derularea de transport făină, 600 de tone, făină 650, așa și 40 de tone de lapte praf. De asemenea, concomitent se desfășoară și activitatea de transport de grâu, 1500 de tone, au intrat deja, cred că, în jur 80 de tone de grâu. Și în ce sumă este tot ajutorul? Până în 2 milioane de euro, cu cheltuieli de transport inclus, da, aproximativ 2 milioane de euro. În aceeași zi, în jurul orei 13, coloana s-a deplasat spre Chișinău, însoțite de oficialități și reprezentanți ai ambasadei române. Sistemul de apeduct din orașul Nisporeni creează mari probleme locuitorilor. Responsabilii de la Apa Canal au intervenit abia peste câteva zile. În centrul orașului Nisporeni s-a spart o țeavă cu apă. Apa Canal a intervenit abia peste 5 zile. Apa a curs în centrul orașului Nisporeni și nimeni nu a luat nicio măsură. Reprezentanții de la Apa Canal au motivat acest lucru prin faptul că în prezent nu au nici un excavatorist. Persoana care a lucrat s-a concediat din cauza salariului și în astfel de situații Apa Canal caută ajutor pe unde poate. Joi s-a spart o țeavă. Cum ați soluționat această problemă? Din păcate, această problemă am soluționat-o cu greu, tocmai astăzi, marți, 9 octombrie, din cauza lipsii excavatoristului, care nu-l avem la întreprindere, ne-a lepădat, eu știu, cred că din cauza salariului mic, care nu numai la dumnealui, dar și la oricare din lucrătorii noștri, la momentul de față este foarte mic și acum am închiriat sau încheiat un mic contract cu Incor Gazul, ne-au ajutat cu excavatorul, am săpat și de acum cred că azi se va soluționa problema corespunzătoare. Când va fi acoperită această groapă? Deci cel mai scurt timp posibil și iarăși trebuie să vedem ori tractorul nostru cu lopată, ori cu excavatorul să-l acoperim.
Cred că astăzi se va rezolva problema. În viitor, cum veți soluționa aceste probleme? Cum aceste probleme credem că le vom soluționa mai bine de acum înspre finalizare construcția viaductului nou oraș. Cred că nu o să mai avem aceste spărturi. Va fi livrată apa de acum și peste rezervoarul de 300 de metri cub de la strada Ciprian Porumbescu și atunci de acum nu va fi măriri de presiuni și mai departe, o vom regla corespunzător. Sperăm că în viitorul apropiat administrația publică locală împreună cu Apă Canal vor face tot posibilul ca astfel de situații să nu mai apară. Un incendiu devastator a distrus clădirea liceului din satul Rubelnița, raionul Soroca. La stingerea incendiului au intervenit chiar și pompieri din raionele din vecinătate. Profesorii și elevii au evacuat toate bunurile ce au putut fi salvate. Câteva ore în șir, pompierii și setenii au luptat cu flăcările, dar în zadar. Incendiul s-a extins în toată clădirea. Apa din mașinile pompierilor soroceni nu a fost îndeajuns ca să lichideze focarul. Astfel s-a apelat la ajutorul autocisternelor de la Direcția de Apeduct și Canalizare și a echipelor de pompieri din raioanele alăturate. La inițiativa primăriei, un izvor din satul Largă, raionul Briceni, a fost curățat și amenajat. Acum apa cristalină a izvorului nu doar potolește setea, dar și atrage pe fiecare trecător. Apa este izvorul vieții. Această constatare nu e o noutate. Cu părere de rău, apele Moldovei sunt relativ satisfăcătoare. Unele se consideră chiar poluate. Din partea conducerii statului a fost necesar de elaborat un program legislativ de curățire și protecție a apelor. În unele localități din raionul Briceni, acest program, într-o oarecare măsură, se traduce în viață. Se curăță fântânile și râurile, lacurile și izvoarele. Este îmbucurător faptul că administrația publică locală din Comuna Larga și-a asumat această misiune de protecție. Din inițiativa doamnei Lidia Voloșciuc, primarul comunei, a fost realizat un proiect minunat. Cele trei izvoare de la marginea satului, aflate într-o stare deplorabilă, au fost îngrijite gospodărește și unite într-un tot întreg care ne bucură astăzi ochii, ne potolește setea cu apa cristalină. Acest izvor se datorează că a fost reconstruit, renovat organizații neguvernamentale Nicolida Nord din teritoriul președintei Nicolae Voloșciuc, care a scris un proiect la Fondul Ecologic Național și prin intermediul acestui proiect a fost reparat acest izvor. Numai prin conștientizarea fiecăruia importanței apei pentru viața omului se poate redresa situația ecologică în Republica noastră. Și la încheierea emisiunii revenim la știrile locale din sport. La campionatul mondial de karate din acest an, cimșlienii și-au reprezentat țara cu succes alături de echipele din alte state. În perioada 11-13 octombrie, anul curent, Chișinău a găzduit campionatul mondial la karate do, la care au participat 26 țări. În urma concursului de preselecție au fost aleși în lotul național și 8 sportivi din Cimșlia.
În luptele preliminare au ieșit învinși karatiștii, ce se considerau ca viitori premianți, așa ca Japonia, Statele Unite, Marea Britanie, Irlanda și Canada. Pentru finale s-au selectat cu adevărat echipele, ce demonstrau lupte spectaculoase și atacuri fulgerătoare. Pe parcurs, favoriții devin sportivi din România, Franța, Italia, Ucraina, Belorusia, Rusia, Germania și Moldova. Cu deosebită plăcere au scandat suporterii la luptele lui Alexandru Bezvolev și Vadim Cuțitaru, care se cereau adversarii de pe picioare. După trei victorii a fost înfrânt Alexandru Bezvolev de campionul mondial actual românul Radu Crisu. La final se califică Vadim Cuțitaru, unde cedează un punct clasificându-se pe locul 3. Echipa noastră, formată din două fete și trei băieți, s-au poziționat pe locul 6 în cadrul acestui campionat. Ediția a 15-a a Mondialelor de Karate s-a desfășurat cu mare succes. Campion al lumii la junior devine sportivul din Bălți și locul 3 este obținut de cimișleanul Vadim Cuțitaru. În categoria de echipe, pe locul 1 a fost Belorusia, locul 2 România și Italia locul 3. La campionatul mondial la Karate 2 din acest an, cimișleanii au fost la înălțime. Acestea au fost știrile Media TV, sunt Rodica Blaja, vă mulțumesc pentru atenție, vizionare plăcută în continuare!